Bună ziua, bine v-am regăsit, dragi prieteni! O nouă ocazie să medităm la cuvântul din Biblie, exprimându-ne în felul acesta interesul pentru suflet și pentru eternitate. Astăzi aș vrea să vorbim împreună despre ceea ce se numește Evanghelia Prosperității sau riscul materialismului în religie. Materialismul este concepția potrivit căreia esența vieții constă în lumea materială. Iubirea lucrurilor materiale se numește materialism și conduce la idolatrie. Există predicatori care spun că atunci când ești un om credincios lui Dumnezeu, Dumnezeu te va îmbogăți, te va răsplăti prin faptul că te îmbogățește. În felul acesta, oamenii vin la Dumnezeu nu pentru a-și mântui sufletul, nu pentru a-L onora pe Dumnezeu, ci pentru a deveni bogați. Această învățătură nu este altceva decât o falsă justificare teologică a materialismului, fiindcă ea spune în esență că materialismul este o modalitate prin care poți să ai bani. Materialismul, în adevăr, este mai mult decât să ai bani. Nu are legătură cu bogăția sau cu sărăcia, cu lucrurile materiale în sine, ci cu atitudinea față de lucrurile materiale. Vă aduc aminte de un pasaj din Scriptură: iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns cu o mulțime de chinuri. Apostolul Pavel, în prima scrisoare pe care o trimite ucenicului său Timotei, îi spune lucrul ăsta. Materialism nu înseamnă neapărat deținerea lucrurilor materiale, a proprietăților, a lucrurilor, ci înseamnă sclavia lucrurilor materiale. Aș vrea să vă dau un exemplu despre cunoscuta Kim Kardashian, spre exemplu, și soțul ei, rapperul Kanye West, care și-au instalat în reședința lor din Los Angeles WC-uri din aur. Toată cheltuiala în legătură cu cumpărarea și montarea acestora a ajuns la suma de $550,000. Este acesta materialism? Aveau nevoie de lucrurile astea? Este adevărat că necesitățile omului sunt puține, însă dorințele lui sunt infinite. Aș vrea să vorbim puțin despre câteva manifestări ale materialismului. Materialismul este iubire și obsesie de bani. Este lipsa dărniciei. Apropo, doar 8% dintre creștinii născuți din nou care sunt membri bisericilor neoprotestante dau zecioala la biserică. Restul, materialism. Neglijarea lucrurilor spirituale pentru cele materiale. Măsurarea vieții în intensitatea lucrurilor materiale. Comercializarea lui Dumnezeu, adică îl căutăm pe Dumnezeu pentru că ne îmbogățește. Dacă nu ne-ar îmbogăți, n-am mai avea motivul esențial să-l căutăm. Lăcomia sau consumerismul. Și sigur, lista nu se consumă cu cele spuse. Aș vrea să vorbim puțin despre perspectiva filozofică asupra materialismului. Este ușor de înțeles că toată lumea preferă să aibă cât mai mulți bani. Aristotel distinge două feluri de bogăție, una pe care el a numit-o legitimă, bogăția legitimă a familiei, și aici folosește termenul oikonomia, care urmărește să facă viața plăcută pentru oameni, pentru familie. Aceasta presupune gestionarea rațională a existenței materiale în cadrul familiei. Și apoi, un alt tip de bogăție este bogăția problematică a acumulării fără limită, și aceasta se numește krematistokos. Aceasta arată achiziția speculativă a comerciantului care vrea să câștige mereu mai mult, independent de ceea ce vinde. Mai târziu, cunoscuții Seneca, Cicero, ei înșiși fiind bogați, vor vedea în bogăție oportunitatea de a te bucura de ceea ce viața îți pune la dispoziție. Stoicii, filozofii stoici, spuneau că este mai bine să fii sănătos și bogat decât bolnav și sărac. Dacă ne uităm în Scriptură, se vorbește despre ei atunci când Pavel spune că unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și îi ziceau ce vrea să spună palavragiul acesta. Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau: pare că vestește niște dumnezei străini. Pasaj din Fapte, capitolul 17. Atât Aristotel cât și Augustin, dar și Biserica Catolică, se opun cămătăriei, adică împrumut cu dobândă. Dacă ne uităm în Scriptură, găsim pasaje precum cel pe care îl voi spune: el nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se va clătina niciodată. E un pasaj din Psalmul 15. Banul face parte din categoria certitudinilor, fiind în același timp mizerabil și nobil, ficțiune și realitate. Banul nu este doar o unitate de măsură, este și o rezervă de valori, e un barometru al dorințelor omenești. Prețul banilor
este timpul și necinstea. Adică să câștigi bani este de timp pentru a munci sau dacă nu vrei să muncești, folosești metode necinstite și îi câștigi în mod necinstit. Banii despar și leagă oamenii între ei, îi sperie și când este din abundență și când lipsește cu desăvârșire. Banul este un bine care face rău și este un rău care face bine. Banul este măsura tuturor lucrurilor, este simbolul materialismului. Să spunem câte ceva despre perspectiva procesului cultural asupra materialismului. Oamenii devin materialiști atunci când își compromit caracterul. Satana vrând să devenim sclavi ai lucrurilor, ai banilor. Cât de mulți bani sunt suficienți bani? Se spune mai în glumă, mai în serios, că banii nu cumpără fericirea, dar o întrețin. Ce este aceasta, fericirea? Numeroase anchete au demonstrat că există un contrast între creșterea standardului de viață și nivelul de satisfacție din rândul oamenilor. Asta înseamnă că având mai mulți bani nu înseamnă neapărat mai multă fericire. De pildă, în 1974, Richard Ehrlichman a demonstrat că nivelul mediu de satisfacție exprimat de către populație a rămas practic neschimbat din 1945, în ciuda creșterii spectaculoase a bogăției în țările dezvoltate în intervalul acesta de timp. Banii sunt mai mult decât bani. Și ar fi o mare greșeală să credem că banii sunt neutri. Nu, banii nu sunt neutri. Banii acționează, banii sunt importanți. Aristotel a observat că nevoia umană este insățiabilă, adică nu se satură. Dorința omului de bani e o dorință care nu poate fi săturată, deoarece se hrănește pe ea însăși. Orice cantitate trebuie să fie crescândă până în punctul în care mai bun înseamnă întotdeauna mai mult. Să ne uităm puțin la o perspectivă istorică asupra religiei, asupra materialismului. Creștinismul denunță la începuturile lui riscul și stăpânirea banului asupra omului, opus iudaismului și islamismului, care văd în bogăție un dar de la Dumnezeu. În secolul XII, banul devine prețul pentru cumpărarea mântuirii în Biserica Catolică, prin introducerea doctrinei purgatoriului și prin vânzarea indulgențelor. Întrebarea pe care și-o pune orice om este cum a ajuns banul, despre care Biserica Catolică spunea că este un instrument al pierzării, să devină peste o anumită perioadă de timp un instrument pentru iertarea păcatelor. Chiar dacă Biserica Catolică elogia ascetismul și măreția săracilor, trăia în lux, opulență, îmbrăcând în aur clădirile și hainele preoților. Biserica Catolică spune nu iubim banul, dar ne folosim de el pentru a ajuta orfanii și văduvele și pentru a împrăștia credința. Însă, în realitate, este una dintre cele mai bogate instituții din lume. Odată cu răspândirea protestantismului în Europa, și-a făcut apariția o nouă valoare, munca productivă. Dorința de a sărăci, de a fi deposedat de bunuri, specifică ordinelor călugărești cerșetori, au devenit pentru lumea modernă vecină cu nebunia. În locul eminentei demnității săracilor se instalează eminența demnității muncii. Perspectiva Bibliei asupra materialismului. Ce spune Biblia despre materialism? Generația noastră are impresia greșită că tendința materialismului s-a născut în ultimii ani și este specifică generației noastre această mentalitate greșită. În toată istoria umanității au existat trei subiecte cu grad mare de risc. Sexualitatea, mândria și banii, materialismul. Banii sau banul este principalul concurent al lui Dumnezeu în viețile oamenilor. Cei mai mulți dintre oamenii lui Dumnezeu din Scriptură au fost oameni bogați, sau nu neapărat cei mai mulți, mulți dintre ei. Avram, David, Iov, Solomon și mulți alții. Biblia vorbește despre materialismul lui Gehazi și despre neprihănirea lui Elisei. Elisei îl întreabă pe Gehazi, Gehazi, este oare vremea acum să luăm argint, haine, măslin, vii, oi, boi, roabe? Text din 2 Împărați, capitolul 5. Cei doi frați care se certau pe moștenirea familiei, care deși prezenți la predica Mântuitorului, nu auzi niciun cuvânt datorită obsesiei moștenirii care era în joc. Acan, spre exemplu, s-a pierdut pe el și familia lui. Iuda l-a vândut pe Mântuitorul Iisus Hristos. Dalila și-a vândut iubitul. Prorocul Balaam a prorocit pentru bani. Anania și Safira au murit, mințindu-i pe apostol pentru a-și acoperi lăcomia de bani. În învățătura sa, Sfântul Apostol Pavel afirmă clar câteva aspecte practice legate de preocuparea credinciosului. Pasaj pe care îl găsim în 1 Timotei, capitolul 6. Nu preocuparea pentru lucrurile materiale trebuie să fie prioritară, ne spune el, sau credinciosul trebuie să-și împlinească cu perseverență chemarea, ascultând de porunca Domnului Iisus în așteptarea revenirii
sale. Ziua revenirii Domnului Iisus este aproape, este măreață și credinciosul trebuie să trăiască preocupat de lucrul acesta. Cei care au fost binecuvântați și au bogății lumii acesteia să rămână smeriți, să se încreadă în Dumnezeu pentru viața lor și nu în bogății și să se bucure de Domnul, de tot de la care au primit toată binecuvântarea materială. Ca mântuiți ai lui Dumnezeu, aceștia sunt chemați să trăiască practic fiind dedicați lui Dumnezeu, semenilor și lucrării Domnului. Scriptura ne spune că atunci când avem binecuvântare materială, trebuie să ne strângem comori în cer. Aduceți-vă aminte de celebrul pasaj din Matei 6, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe desupra. De aceea, aceste lucruri sunt menționate în text, nu toate celelalte lucruri. Nu e adevărat, nu asta scrie în Scriptură. Sau cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta e o deșertăciune, exclama Solomon, care a fost un om bogat. Ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Întreba Mântuitorul Iisus Hristos. Pavel spunea, iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor și cei care au umblat după ea și-au străpuns viața cu o mulțime de chinuri. Este ciudat că obsesia materialismului îl face pe un om surd și absolut indiferent la mesajul Evangheliei care este predicat de Iisus Hristos. Banul e mitul vițelului de aur, un substitut al divinității, un idol care îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Asta nu înseamnă că oamenii bogați sunt departe de Dumnezeu. Banul este doar o tendință, un instrument de care diavolul se folosește destul de mult. Punctul de vedere al lui Iisus Hristos cu privire la raportul dintre materialism și credință, împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm puțin la un pasaj intitulat Izgonirea vânzătorilor din templu. Din indignare pentru activitatea lor, Iisus i-a scos afară din templu și a spus, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Observați că n-a spus o afacere, și a spus o peșteră de tâlhari. Este și o hiperbolă aici, o figură de stil, dar este și un adevăr. Răstoarnă mesele schimbătorilor de valută, răstoarnă scaunele vânzătorilor de porumbei și, repet, voi ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari, spunea Domnul Iisus Hristos. Din această atitudine a Mântuitorului înțelegem câteva lucruri. Casa lui Dumnezeu promovează interesele lui Dumnezeu, nu ale oamenilor. Casa lui Dumnezeu promovează interesele spirituale, nu cele materiale. Casa lui Dumnezeu prioritează interesul pentru mântuire, nu pentru trup, nu pentru îmbogățire. Spunea Hristos, nu vă strângeți bogății pe pământ, pentru că le mănâncă molile și rugina, le sapă și le fură hoții. Strângeți-vă comori în cer, acolo unde molile și hoții, rugina, nu au acces. Spunea Hristos, pentru că acolo unde e comoara voastră, acolo este și inima voastră. Care a fost învățătura lui Iisus Hristos despre cei doi frați care se certau pentru moștenire? Deși este legitim aspectul legal, cererea trece dincolo de dreptate. Hristos este dușmanul materialismului. El ne avertizează asupra materialismului. Esența vieții nu stă în avuția pe care un om o are. Ce spune el despre pilda bogatului căruia i-a rodit țarina? Pilda aceasta se învârte în jurul unei crize apărute în viața unuia dintre agricultorii bogați ai locului. Criza acestui bogat nu era în legătură cu grija pentru lucrurile necesare existenței, ci era în legătură cu îngrijorarea lui pentru administrarea supraproducției. Ce voi face, fiindcă nu mai am unde să-mi strâng rodurile, am prea multe. Nu s-a gândit să-și oprească doar cât îi trebuie și de rezervă și apoi să dea și la alții care n-aveau nimic. Nu s-a gândit, pentru că materialiștii nu gândesc așa de departe. Bogatul materialist din pildă este numit nebun, pentru că este obsedat de nevoile vieții materiale, timp în care pierde din vedere cu desăvârșire nevoile vieții veșnice. Ascultați cum îl numește Hristos, nebunule. Chiar în noaptea asta ți se va cere sufletul și toate lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi, ale cui vor rămâne. Nebunia la care se referă Iisus nu este o dereglare mentală, ci este o neglijare intenționată, conștientă a existenței lui Dumnezeu prin neștiință și prin necredință, sau cel puțin prin necredință. Această nebunie nu este de natură psihică, ci este o nebunie de natură spirituală. Biblia vorbește despre mai multe forme ale nebuniei spirituale. Ateismul, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu, Psalmul 14. Zgârcenia,
Nabal îi este numele și e plin de nebunie, spune soția lui, pasaj din 1 Samuel 25. Nabal era un om bogat, un administrator, însă era un om zgârcit, egoist, rău și necredincios, motiv pentru care soția lui spune aceste lucruri despre intenția de a-l scăpa din mâna lui David. Încrederea în sine. Cine se încrede în inima lui este un nebun. Necunoașterea lui Dumnezeu. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Prigonirea oamenilor lui Dumnezeu. Împornirea mea nebună împotriva lor îi prigoneam până și în cetățile străine, spune Pavel despre fosta lui activitate anticreștină. Mândria. Sau fălică sunt înțelept și au înnebunit. Lăcomia. O măgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc a pus frâu nebuniei prorocului cu privire la materialism. În ce a constat nebunia agricultorului bogat din pildă? Individualism, în primul rând. În situație de belșug, nu s-a sfătuit cu Dumnezeu, ci doar cu inima lui. Biblia spune despre inimă, e nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Nu e un sfetnic bun. Cine se încrede în ea, e un nebun. Repet pasajul din Proverbe 28. Dumnezeu l-a binecuvântat să-i rodească țarina. Dumnezeu l-a binecuvântat, însă el a făcut planurile singur. L-a eliminat pe Dumnezeu din ecuația belșugului său. Egoism în al doilea rând. S-a gândit doar la sine. Doar el era acolo. În dialogul pe care îl purta cu propria sa inimă, de câte ori apar cuvintele meu, mele, mie, îmi. Sunt suficiente ca să înțelegem prezența materialismului care îl domina, îl controla. Biblia pe care o citea spunea, împarte-ți pâinea cu cel flămând, adu-ți în casa ta pe nenorocitul fără adăpost, dacă îl vezi gol, acoperă-l, nu întoarce spatele semenului tău. În al treilea rând, priorități greșite. Acestea privesc viitorul doar prin prisma plăcerilor sale egoiste. Suflete, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Observați, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Nimic nu mai este important în perspectiva unui materialist în afară de aceste lucruri. Biblia spune, viața e scurtă și plină de necazuri. Nu știți ce aduce ziua de mâine. Nu sunteți decât un abur care trece. Perspectiva vieții este doar plăcerea, succesul și bogăția. Acesta este un materialist. Mândria, sigur, s-a încrezut în avere. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Să dăm un alt exemplu. Pe credinciosul Iov, un alt bogat, dar credincios. Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului, tu ești nădejdea mea, dacă m-am îngânfat de mărimea avuțiilor mele, de mulțimea bogățiilor pe care le dobândisem, atunci să crească spini în loc de grâu și neghin în loc de orz. În loc de concluzii, materialismul este numit de Dumnezeu nebunie. Adevărata bogăție este în cer, pentru că nu o poți pierde și pentru că este veșnică, nu-i vulnerabilă, nici ruginii, nici hoților. Viața este independentă de posesiunile materiale. Mândria, sentimentul de superioritate, este dependența de succesul material. Întreba Hristos, la ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă ar muri? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Cine nu are inimă darnică, în al patrulea rând, oricât de mult ar fi averea pe care o are cineva, niciodată nu este suficient, niciodată nu are ceva de dat. Dumnezeu îl exclude din viață pe omul care îl exclude din inimă. Când omul exclude pe Dumnezeu din inimă, Dumnezeu îl exclude pe om din viața pe care o are. Motivațiile, valorile și prioritățile unui om îl fac dușman sau prieten cu Dumnezeu. E ușor să spunem că noi credem în Dumnezeu în care iubim banii, plăcerea și păcatul. Posesiunile oamenilor sunt proprietatea lui Dumnezeu. Omul a ajuns să-și vândă sufletul pentru a le câștiga, cel puțin pentru o clipă. Apoi moare și posesiunile lui rămân tot ale lui Dumnezeu. Ce paradox! Soluția la cursa materialismului, lăcomiei, nebuniei, este păziți-vă. Ascultați ce spune Scriptura. Vedeți și păziți-vă, adică aveți grijă să vă păziți de orice fel de lăcomie de bani. Nu de bani trebuie să ne păzim. Stimați prieteni, nu mă înțelegeți greșit. Nu banii sunt răi în sine, ci iubirea lor, dependența de ei, superioritatea banilor care ne controlează, transformându-ne în niște nefericiți sclavi. Vai de omul care are doar bani. Vai de omul care are doar bani. Viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui, spunea Hristos în Luca 12. Învățătura lui Iisus Hristos în legătură cu materialismul este următoarea. Dacă bogățiile ar fi fost un scop acceptabil pentru cei evlavioși, Iisus ar fi fost bogat. El nu a făcut acest lucru.
preferând în schimb să nu aibă unde și odihni capul. Asta a spus el. Eu nu am unde și odihni capul. Cum putem crede că urmașii lui predică astăzi îmbogățirea, iar el, care a fost și este stăpânul nostru, n-a avut unde și odihni capul? El nu i-a învățat asta pe ucenicii săi, nici prin învățătură și nici prin exemplu practic. De unde am luat asta? Din dorința de a moșteni și cerul și pământul. Nu ne mai ajunge doar cerul. Trebuie remarcat faptul că singurul ucenic preocupat de bogăție a fost Iuda. Iertați-mi îndrăzneala, dar asta e adevărul. Iisus a dus o viață foarte simplă din punct de vedere material. Învățătura lui exclude interesul pentru bani. Nu banii, avem nevoie de bani să existăm. Dar iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. E bine să facem diferență între nevoia de bani, care este justificată, obiectivă, și iubirea de bani care ne transformă în sclavi, în materialiști. Lucrările Duhului Sfânt au fost în mod clar enumerate de Mântuitorul. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, pentru că dacă nu plec, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă El o să vină, atunci El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Și El explică ce înseamnă cu privire la păcat, la dreptate și la judecat. De asemenea, El spunea, mai am multe lucruri să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, El vă va descoperi toate lucrurile. Nici măcar o singură făgăduință despre binecuvântare materială în acest verset. Stimații mei, în aceste versete care vorbesc despre ce se va întâmpla după înălțarea lui Iisus Hristos, Mântuitorul se înalță la cer și Mângâietorul coboară la un interval de 10 zile, nu există nici măcar o singură promisiune cu privire la binecuvântarea materială. Duhul aduce cu el bogăția cerului în binecuvântări spirituale. Atunci când se vorbește despre făgăduință, expresia, termenul, făgăduință, se referă la bogăție spirituală și nu la prosperitate materială. Excepția este doar în Vechiul Testament, pentru că Vechiul Testament sunt 39 de cărți care vorbesc despre istoria unui popor, poporul lui Dumnezeu care a trăit pe pământ. Ăsta a fost visul lor. Noul Testament nu mai vorbește despre Israel ca națiune, vorbește despre oamenii credincioși care au ca perspectivă cerul, nu pământul, stimați prieteni. Cuvântul binecuvântare și promisiune în Vechiul Testament, care e istoria unei națiuni de pe pământ, se referă la binecuvântare materială. În Noul Testament se referă la binecuvântare spirituală. Asta nu înseamnă că nu avem nevoie de bani, dar nu ne este îngăduit să iubim, pentru că asta este idolatrie și materialism. Publicitatea, consumerismul și senzualitatea amplifică materialismul. Teologia prosperității îl vede pe Duhul Sfânt ca pe o putere care trebuie folosită pentru bunăstarea credinciosului. Unde a predicat Iisus Hristos, întemeitorul creștinismului, și Pavel, unul dintre cei mai prolifici scriitori ai Vechiului Testament, care a scris 14 epistole, învățătura aceasta. Dimpotrivă, Pavel l-a avertizat pe Timotei cu privire la astfel de oameni. El spune în prima epistolă lui Timotei, capitolul 6 și mai târziu 9, spune următoarele cuvinte: acești oameni stricați la minte au presupus că evlavia, adică căutarea lui Dumnezeu, este un mijloc de câștig și dorința lor după bogăție a fost o capcană care i-a dus la prăpăd și pierzare. Versetul 9. Căci iubirea de bani, a treia oară spun lucrul acesta, e rădăcina tuturor lucrurilor. Un termen favorit în mișcarea cuvântului credinței este mărturia pozitivă, insinuând că orice cuvânt în sinea lui are putere creatoare, adică spune... Ești învățat să spui, am bani, am bani, am bani, am bani, și niciodată te trezești bogat. Stimați prieteni, e ridicol. Încercați să vedeți că nu se întâmplă nimic. Ceea ce spui, pretind învățătorii cuvântului credinței, determină ceea ce ți se întâmplă. În loc să sublinieze importanța bogăției, Biblia avertizează împotriva urmărilor ei. Credincioșii nu trebuie să iubească banii. Iubirea de bani conduce la rău. Iisus a avertizat, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde molile, rugina și hoții vi le iau. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu, știind că noi toți avem nevoie de bani și uneori exagerăm, devenim lacomi, devenim obsedați de bani, ne neglijăm sufletul și eternitatea pentru bani. Trebuie să acceptăm, în ciuda faptului că nu ne este ușor, că avem nevoie să ne întoarcem la o atitudine echilibrată și biblică, să înțelegem că Iisus a venit pe pământ să ne mântuiască și că strictul necesar ne este suficient, iar cine are posibilitatea prin muncă cinstită,
fără să-L neglijeze pe Dumnezeu și propriul lui suflet. Să aibă mai mulți bani să împartă cu cine nu are, iar cine prin harul lui Dumnezeu ajunge bogat, să se bucure de bogăția lui și să nu uite de lucrarea lui Dumnezeu și de stăpânul care l-a ajutat să devină bogat. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. Tată Ceresc, stăm în fața Ta și înțelegem, ascultând mesajul acesta, că banul poate să devină concurentul tău în inima unui om credincios. Un concurent care uneori te subordonează pe tine în inima unui om credincios. Ajută-ne, te rugăm, să nu ajungem așa de nefericiți încât să iubim banii în loc să te iubim pe tine. În loc să iubim cerul, nu pământul. Stăm în fața Ta și recunoaștem că uneori am dat prioritate banului, nu ție și nu lucrării Tale. Iartă-ne, te rugăm, pentru momentele în care am fost obsedați de bani, lacom de bani, materialiști și ne-am închinat banilor. Iartă-ne, te rugăm. Iartă-ne, te rugăm, când nu ne-am făcut timp să citim Biblia și să ne rugăm, ci pur și simplu am neglijat aceste lucruri și am alergat să câștigăm bani, de parcă banii ne-ar da mântuirea. Ajută-ne să ne câștigăm cinstit pâinea și apa. Ajută-ne să ne putem întreține familia, dar nu cu riscul neglijării mântuirii și cu neglijării sau subordonării persoanei Tale în viața noastră. Ajută-ne să fim echilibrați în legătură cu banii, să avem tot ce ne trebuie ca să nu fim puși în situația să furăm sau să înșelăm pentru a ne împlini nevoile. Dar ferește-ne, te rugăm, de o bogăție pe care o strângem în timp ce te neglijăm pe Tine. Doamne, deși ne e greu să spunem ce urmează, declarăm astăzi, în numele lui Iisus Hristos, Fiul Tău, că refuzăm să devenim bogați cu riscul de a nu mai merge la biserică, de a nu ne mai lua timp să ne rugăm, să medităm, să cităm Biblia și să postim. Doamne, refuzăm să devenim bogați cu riscul pierderii sufletului și renunțării la credința în Dumnezeu și la Dumnezeu care ne-a dat zile. Tu ești mai important decât banii noștri. De aceea dă-ne minte să te priorităm pe Tine, să te respectăm pe Tine în primul rând și apoi Tu ne vei da har ca să avem ce ne trebuie. Mulțumim, Tată, ne închinăm Ție și pe Tine te binecuvântăm prin Iisus, care este Fiul Tău și Mântuitorul nostru. Amin. Stimați prieteni, am ajuns la sfârșit. Sper învățătura aceasta să nu fi fost greu de digerat. Am vrut să ofer o prezentare biblică, o perspectivă biblică asupra unuia dintre marii idoli ai generației noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. La revedere! Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezita să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă!